Salutare și bun venit la un nou episod pe canalul Game Over, un episod mai special pentru că astăzi vom încerca un joc nou. Acesta se numește Clash Mini și este seamănă destul de mult cu Clash Royale și haideți să vedem despre ce e vorba. Bun, zice bun ai venit în Mini, maestre. Hai să întreabă dacă ne place acest joc și hai să vedem care e treaba cu el. This is the Clash Mini Game Board. Where epic battles are fought. Bun. This is your hero. It's the most important unit. Da, aici, acesta este eroul și cea mai importantă unitate. Și mai avem acești mini care sunt un fel de cărți obișnuite care se luptă și ele alături de erou. Bun, și hai să vedem acest joc de training cum funcționează. Principiul este asemănător cu Clash Royale, în care practic ai un deck cu mai multe cărți pe care le trimiți în arenă, doar că aici nu mai ai controlul meciului, la fel ca în Clash Royale, ci ai doar controlul poziției unde poți să pui trupa, de exemplu cum punem aici în colț, după care meciul se derulează singur, nu mai poți să ai control asupra în timpul meciului, să poți face, să pui trupele în alte locuri sau să trimiți alte trupe sau așa mai departe. În schimb, poți să-ți dai abilitatea eroului, dacă nu mă înșel. Bun, tap reroll to remove unwanted minis, like Jeff. No offense, Jeff. Bun, aici ne zice că putem să folosim acest switch ca să obținem alte trupe. Da, și mai zice că unii mini au ceva abilități speciale, la fel ca cele din Clash. Și, de exemplu, Spear Goblin-ul aruncă foarte, foarte rapid. Bun, și ca să vedem. Am văzut acolo abilitatea lui. Bun, spuneam că am câștigat cele trei meciuri, ceea ce înseamnă că noi am câștigat acest duel. Și ne zice să o ținem tot așa mai departe. Bun. Da, vedem, se joacă 3 meciuri și cine reușește 2 din 3 victorii, sau 3 din 3, câștigă duelul. Bun. You won first duel. Aici am câștigat primul duel și avem 3 eroi pe care putem să îi folosim. Primul este Barbarian King-ul, pe care l-am văzut mai devreme, și fiecare erou vedem că are o abilitate specială. De exemplu, Barbarian King-ul are acest Iron Fist, care înseamnă că îi crește damage-ul în apropierea inamicilor. Mai avem Archer Queen-ul, care seamănă cu noul campion din Clash Royale, și zice că are o huge... îi crește viteza și atacul, se scurtează timpul de atac. Și mai avem Shield Maiden, care poate bloca damage. De fapt, e un fel de... nu mai primește damage, practic. Dacă îți dai abilitatea, devine gen invizibil. Bun. Da, o să mergem cu Shield Maiden-ul și... hai să vedem despre ce e vorba mai departe. Să ne punem un nume, să folosim Magius ca în Clash Royale. Și vedem aici deja că avem niște cufere pe care le putem desface. Am primit aici 500 de gold. Am primit un healer. Ok, mai departe. Avem mini P.E.K.K.A. Dar vedeți, cărțile sunt asemănătoare cu cele din Clash Royale sau poate chiar identice. Avem un Shield Maiden, care este erou de data asta, un fel de legendar erou ăsta. Avem Miner. Mai departe mergem, avem încă un Magic Archer. Spear Goblin și... Wizard.
A vedem că le-am deblocat. Cărți pe care nu le aveam în by default din joc. Bun. Deja am trecut la level 2, avem aici niște reward-uri, 100 de gold și 10 gemuri. Și acum zice că avem ceva quest-uri, un fel de misiuni, dacă mai țineți minte misiunile cum erau de mult pe Clash Royale. Avem niște misiuni. Ok. Acum, putem să ne schimbăm deck-ul. Deck-ul este cei 4, de fapt cei 5 mini plus eroul pe care îi vedem aici pe acel podium și putem să schimbăm, trebuie să ne configurăm deck-ul cum vrem. Noi asta a fost prima misiune și vedem că primim reward-ul pentru ea. Avem aici un chest și 10 eroi de shield maiden. Bun. Mai departe, ne arată că putem să upgradăm eroi. Ok. Acum, challenge coin. Este o monedă în joc. Cu care să vedem ce putem face. Bun, și am dat drumul la primul duel. Asta cred că e un duel cu un jucător real și vedem că avem minerul care nu prea mă atrage. Și o să punem aici mini peca și aici wizard-ul. Și hai să vedem cum ne discutăm un prim meci cu un jucător adevărat. Bun, avem healer-ul mini peca, s-a dus acolo pe barbar. Este atacat wizard-ul din păcate. Și ar trebui să câștigăm acest prim meci. Bun, avem prima victorie. Și urmează runda numărul 2. Acum aici avem două opțiuni, putem fie să ne upgradăm cartea, fie să punem o carte nouă și cred că vom upgrada mini pack-ul. Și haideți să vedem runda a doua cum va decurge. Avem aici un fel de healer. Avem erogul. Ok, mini pack-a se descurcă bine acolo. Nu știu cum să ne dăm abilitatea pe erou. Ne-a dat acolo viață pe mini peca. Și da, reușim să obținem și a doua victorie. Avem două victorii din trei. Deci probabil meciul este câștigat. Mă gândesc. Bun. Avem un Magic Archer pe care îl vom pune aici în colț. Și un Wizard pe care îl vom upgrada la level 2, pentru de aici că îi crește ceva. Probabil e mai puternic. Bun, hai să vedem cum decurge meciul. Ok, reușim acolo, pierdem erou din păcate. Da, scăpăm de mini peca și de eroul lui. Da, și avem 4 cărți. Putem spune că un mic avantaj. Și ar trebui să-l facem pentru că avem mai multă viață pe Magic Archer. Și reușim să câștigăm la limită acest al treilea meci. Bun. Avem primul duel câștigat. Și vedem că am primit 5 trofee și 5 bănuți. Ok, ne-am făcut și misiunea. Noi vedem aici primim un nou quest. Și partea mișto e că poți să le deschizi instant. Nu mai aștepți ca la Clash Royale 3 ore, 8 ore sau poate chiar o zi să poți deschide. Ajungem deja la level 3. Avem încă o misiune completată aici. De fapt nu. Aici avem un fel de trophy road. Vezi, pe care putem să avansăm și avem opțiunea free în dreapta și opțiunea de pass în stânga. Hai să ne colectăm un reward-ul. Avem aici un healer. Da, vedem Battle Healer care dă 6 HP pe cărțile, pe minion, pe trupele din apropiere.
Bun. Ok. Asta e deck-ul. L-am văzut mai devreme. În partea de aici de sus avem quest-urile. O misiune zilnice, vedem să restează următorul set de misiuni peste 2 ore jumătate. Și astea sunt următoarele misiuni pe care le putem face. Vedem că avem și opțiunea asta de swap pe misiuni, în cazul în care ni se pare prea grea sau nu ne place efectiv misiunea. Ok, aici avem Trophy Road-ul în care avansăm. Aha, ok, cu aceste ghinde, am înțeles. Ghindele ne ajută să avansăm aici. Aici avem arena. Journey 1 arena, da. Și vedem că avem aici trofeele de la care se deblochează următoarele arene. De fapt, nu sunt chiar niște arene. Sau poate că sunt, nu știu, vom vedea. Aici e pagina cu anunțuri. Și vedem că este un pre-season 1, de fapt, pentru că încă nu a fost lansat oficial. Și mai avem pagina de shop cu aceste oferte. Avem seamănă destul de mult cu cea din Clash Royale. Avem aici o ofertă gratuită cu 5 cum se numeau, challenge coins-uri parcă. Și bineînțeles gemuri, coins și trupe, chiar și eroi, care vedem că se pot cumpăra cu gemuri. Noi momentan avem 120 de gemuri. Și da, tot felul de oferte, Victory Shield Maiden. Bun. Ok, acum, încă o chestie interesantă. Vedem că trupele aici pot avea skin-uri diferite pe care vedem le putem debloca sau cumpăra din shop. Și nu doar eroi, chiar și trupele obișnuite. Ce șmecherie acest Magic Archer Celtic. Arată mai interesant. Stai healer-ul mie pe care încă nu are, la fel și wizard-ul. Bun, hai să mai dăm un duel. O să schimb minerul cu un pic, care e diferența? Healer Ranger, ok. Healer Ranger, ok. Și asta este Battle Healer. Heal nearby ally, ok. Asta dă heal și asta dă... Dă și heal, dă și damage, ok, bun. Hai să le punem pe ambele. Sau nu, hai să punem Gabrinul în locul minerului. Și Battle Healer-ul în locul... Bun. Ok. Hai să-i dăm drumul cu încă un match. Și să vedem cum ne descurcăm. Acum suntem deja level 3 și ar trebui să avem un adversar un pic mai puternic. Bun. 6 elixiri pe care trebuie să-i folosim. Să putem să folosim doar 5. Punem mini pack aici și Wizard-ul în spate. Bun. Hai să vedem. Încă nu știu cum să dau abilitatea eroului. Minipack, am încă un hit acolo. Și cred că ne-am dat și noi abilitatea. Avem scutul activ. Îi distrugem eroul, dar din păcate pierdem ambele trupe și avem prima înfrângere. Ok, dăm aici un swap și vom pune healer-ul aici și minipack-a în fața lui. Nu, avem un minipack-a mai puternic. Bun, hai să vedem cum ne descurcăm în al doilea match. Ce healer-ul acolo. Dar healer care nu reușește să dea damage prea... Nu damage, să dea heal prea puternic.
Cum acolo de rolul lui. Scapăm și de perfect. Scapăm de Wizard și avem și noi prima victorie. Bun, a funcționat strategia. Haideți acum să... Ok, bun. Punem un Magic Archer aici. Și încă un Wizard. Îl upgradăm pe cel existent. Bun, și începem în 3, 2, 1. Haideți să vedem cine va obține meciul câștigător. Are un miner acolo. L-a trimis pe Wizard. A, și din păcate vom pierde meciul. Chiar și cu abilitatea de shield nu reușim să obținem victoria. Și avem... Ok, bun. Deci am înțeles, se joacă runde până când primul care ajunge la 3 victorii. Deci nu 2 din 3. Și am schimbat puțin strategia. Să punem aici... Haideți să vedem cum va decurge acest match. Da, și vom obține și noi victoria. Și acum, practic, se va da meciul pentru totul sau nimic. Haideți să vedem, avem 6 elixir. Dăm un swap, încă unul. Da, și din păcate avem doar Spear Goblins aici. Ok, punem mini pack-a în spate. Și Goblin undeva în spatele mini pack-ului. Haideți să vedem cum va decurge acest match. Bun, scăpăm acolo de mini pack-a. Era cea mai puternică. Parte. Se duce mini pack-a din nou pe eroul lui și reușim să obținem victoria. Băi, un match chiar foarte, foarte interesant și un match greu, sincer. Inițial mi se părea boring tipul ăsta de dueluri în care nu ai control efectiv în timpul duelului, doar ca la șah, îți pui niște, sau ca la Hearthstone dacă ai jucat. Pui cărțile și apoi aștept să vezi ce se întâmplă. Bun, și avem 5 trofee, 12 gold și acest win streak de 2, care nu știu ce înseamnă momentan. Bun, mergem mai departe. Vedem că am mai făcut ceva din misiuni. Mai câștigăm o ghindă. Încă un Magic Archer, încă un Wizard și un Battle Healer. Și vedem că avansăm aici în Trophy Road. Destul de mult și faza mișto e că putem să dăm colectul și ne va deschide toate chesturile. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, cu Clash Mini. Și poate vom face o serie, de ce nu. Bun, cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!